În timpul celui de-al doilea război mondial, la Auschwitz au fost exterminați peste 1.600.000 de oameni, majoritatea evrei. Mama cu 3 copii mai mici, Cornel, Cornelia, erau gemeni, și Valentin, care avea 8 anișori, cu tăblița sub braț. Incredibilă povestea tinerei care a supraviețuit în cele 9 lagăre de concentrare la care a fost trimisă. Amintiri dureroase despre Auschwitz, mașina de ucis a Germaniei naziste și ororile Holocaustului. Marți la destine ca în filme.